Programul activităților a început cu parada canină. 35 de proprietari și crescători de câini de rasă au luat parte la manifestare alături de un public numeros. După prezentarea fiecărui concurent, jurul a deliberat și a selectat 12 câini, dintre care au fost aleși 3 câștigători în urma tragerii la sorți. Datorită succesului de care s-a bucurat această primă ediție a paradei canine, organizatorii au promis că vor repeta evenimentul. În noaptea muzeelor, publicul a început să vină în număr mare încă de la demararea evenimentului. Acvariul a fost un punct de atracție pentru vizitatori, mai ales că aici a avut loc și vernisajul unei expoziții temporare intitulate Pescuit, Prohibiție și Conservarea Ihtiodiversității. Noaptea muzeelor de la Complexul Muzeal de Științe Naturii Răzvan Angheuță Galați a atras peste 7.000 de vizitatori. Punctele de atracție pentru public au fost acvariul, care și-a deschis în această noapte specială și spațiul tehnologic pentru vizitatori. Mai ales în această seară a avut loc și un vernisaj a unei expoziții intitulate Pescuit, Prohibiție și Conservarea Ihtiodiversității. De asemenea, copiii au avut o surpriză plăcută în cadrul expoziției Viața în pădure, de la etaj, unde a fost instalată o masă multifuncțională tip multitouch screen, la care micuții puteau să realizeze propriul lor insectar electronic. Terasa de observație astronomice și planetară au fost un alt loc aglomerat din muzeu, din noaptea muzeilor. La telescopul pus la dispoziția publicului să observe luna, se formase o coadă considerabilă. Publicul chiar continua să vină chiar și spre finalul programului de noapte și ne-am bucurat să avem un asemenea număr mare, pentru că înseamnă că cultura și știința au public la Galați. Terasa de observații astronomice și planetariul au fost alte locuri aglomerate din complex. La telescopul pus să observe luna, se formase o coadă considerabilă. Chiar dacă ceasul arăta ora 1 noaptea, publicul continua să vină la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, semn că la Galați există cel puțin un loc apreciat de către oamenii pasionați de cunoaștere.